Direcția de asistență socială DEVA a semnat marți 5 iulie contractul de servicii de proiectare pentru reabilitarea centrului de zi pentru persoane vârstnice, Clubul Seniorilor 2 din reședința de județ. Acesta va funcționa în clădirea fostei grădinițe de pe Alea Muncii din cartierul Gojdu, care acum este în ruină și va fi al doilea centru de zi pentru seniori din DEVA, urmând a fi dotat cu numeroase facilități. Construcția se află într-o stare avansată de degradare și va fi reabilitată, modernizată și reconfigurată. În același timp, imobilul va beneficia de spații verzi dotate cu mobilier urban, precum și de facilități pentru persoanele cu dizabilități, cum ar fi rampă de acces în clădire, pavaje tactile la intrarea în imobil, marcaje tactile de trecere și de oprire, hartă tactilă a imobilului și multe altele. Durata contractului este de 2 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, iar valoarea sa depășește 25.000 de lei fără TVA. Prețul contractului este ferm și nu va suferi actualizări sau ajustări din cauza inflației. Prin realizarea investiției, administrația locală urmărește alocarea resurselor fizice și logistice necesare pentru petrecerea timpului liber atât de către persoane vârstnice, cât și de către persoane cu dizabilități, implicarea acestora în activități recreative și readucerea lor în viața socială activă, cu scopul combaterii fenomenului singurătății.